Bună, dragii mei, sunt de la delapendeparte.ro, e la Sitar și bine v-am regăsit. Iată-mă din nou aici, alături de voi, după o mică absență, pe care sunt sigură că nici nu ați observat-o. Pentru că anul acesta sărbătorile s-au așezat în așa manieră, am putut să-mi iau și o mică vacanță și să le sărbătoresc, să le petrec. A fost Paștele, a fost 1 mai și a fost ziua mea de naștere. Am tras o fugă scurtă. mi-aș fi dorit să fie mai lungă, dar... Na? La Miami, a fost super acolo, dar mă bucur tare mult că m-am întors acasă, deoarece mi-era tare dor de voi și îmi place să petrecem timpul acesta săptămânal împreună. Și îmi place să aud de la voi și îmi place să văd lucruri pe care voi le faceți. Așa că ne-am întors la programul nostru normal. Și lăsând toate lucrurile la o parte, astăzi am decis ca împreună să pictăm flori, deoarece am văzut că prinde foarte bine la voi și astăzi vom picta trandafiri. Este un tablou foarte ușor de făcut, foarte rapid de făcut și datorită mării mei pânzei, zic eu, o să aibă un super impact. Așa că haideți să ne luăm toate lucrurile necesare și ne vedem într-o clipă să pictăm împreună. Am revenit, astăzi voi picta pe o pânză diferită decât ce am pictat până acum și anume o pânză 20x50 de centimetri pe care o voi acoperi cu un amestec între alb și negru, un gri mai deschis, adică mai mult alb și mai puțin gri. Eu nu amestec culoarea foarte, foarte bine pentru ca să avem acele linii pe care le va lăsa pensula. Voi, bineînțeles, puteți să amestecați foarte bine culorile și atunci o să aveți un gri uniform. Mie îmi place mai mult așa, pe alocuri mai închis, pe alocuri mai deschise, se vadă mișcarea pensulei, voi faceți exact cum doriți. Iar cu acest gri și cu ajutorul pensulei Goldilocks de la Silver Brush Limited în colaborare cu The Art Sherpa, aceeași pensulă lată mare pe care o folosesc eu pentru a economisi timp în momentul în care fac fundalul sau lucrez pe suprafață foarte mare. După cum vedeți, mă învârt de jur împrejur pentru a acoperi și lateralele pânzei ca să aibă la sfârșit un aspect unitar. De obicei mișc șevaletul, am un șevalet tare drăguț, care se mișcă oricum îl vreau eu, dar dacă aș fi făcut acest lucru, voi nu ați fi văzut foarte multe, bine, nu că acum ați vedea, ați avea vreun view extraordinar, dar ce contează. Și să revenim... adăugăm două straturi în cazul în care simțim nevoia, în cazul în care nu s-a acoperit foarte bine pânza. Asta depinde și de calitatea culorilor pe care le folosim sau uneori depinde și de calitatea pânzei. Câteodată pânza primește mai greu culoare și textura pânzei este un pic mai dificil de acoperit, dar nu e nicio problemă, lăsăm să se usuce și mai adăugăm un strat, două, trei, câte avem nevoie până ajungem la aspectul pe care ni-l dorim. Lăsăm să se usuce sau uscăm cu uscătorul de păr, iar apoi cu o pensulă liner sau pensulă pentru detalii, numărul 0x2, cu negru începem să ne schițăm foaia, să ne schițăm forma pe care vrem să o pictăm. Eu astăzi voi picta trandafiri. Nu e nicio problemă în momentul în care greșim, tocmai de asta v-am spus de atâtea ori, eu las să se vadă greșelile pe care le fac, ca să vedeți că oricine poate greși la orice stadiu pe care îl avem în pictură, dar că nu este nicio pagubă, nu se întâmplă nimic, nu. Putem greși și putem șterge oricând, mai ales în momentul în care avem stratul dinainte uscat și stratul pe care deja l-am aplicat și care vrem să-l ștergem este umed. Imediat cu un șervețel umed sau cu o pensulă curată, umedă, putem șterge ceea ce am greșit. Dar dacă nu se șterge, lăsăm să se usuce, apoi revenim cu culoarea inițială și se acoperă, nici o problemă. Tocmai de aceea eu nu acopăr aceste mici greșeli și uneori din contră le fac intenționat pentru ca să vedeți că nu e nicio problemă. Iar tocmai de aceea filmez direct
cu voi fără să fac un exercițiu înainte pentru a-mi seta exact modul de a picta sau pentru a-mi seta ideile sau pentru a-mi organiza ideile și le fac direct cu voi ca să vedeți că cum decurge lucrurile în haosul meu în momentul în care vreau să pun ceva pe pânză, cum decurg lucrurile, cum în tot haosul am o ordine sau că nu există o regulă strictă de unde să începem, unde să terminăm și că putem schimba și putem să jonglăm cu anumite lucruri pentru a ajunge până la urmă la același rezultat. Bineînțeles că în momentul în care voi porniți la drum, deja știți din greșelile pe care eu le-am făcut și știți ce să evitați și de unde să porniți. Sunt momente în care fac lucrul care este predominant, de exemplu, dacă fac o formă, fac întâi forma, iar apoi fundalul. Sunt momentele în care fac întâi fundalul, iar apoi forma. Normal, cel mai preferabil ar fi întâi să facem fundalul, iar apoi forma, deoarece este mai greu apoi ca să stăm să evităm fiecare liniuță, dar nu se întâmplă nimic dacă facem și invers, întâi facem forma, iar apoi facem fundalul, doar că trebuie să avem puțin mai multă grijă să nu acoperim zonele pe care deja le-am lucrat sau dacă acoperim putem să revenim să le punem înapoi. Nu se întâmplă nimic decât că muncim un pic mai mult sau suntem puțin mai atenți. Acestea fiind spuse, am vorbit bla 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 foarte mult. Haideți să revenim la ce facem acolo. Floarea principală pe care am hotărât eu să fie cea de impact mai în față, o fac cu un negru mai o fac cu negru, de fapt nu cu negru mai aprins, ci pur și simplu cu negru. Iar ce va fi în spate, voi face cu un gri mai închis decât fundalul. Și atunci va oferi o tridimensionalitate, puțină adâncime, tabloului, zic eu. Și atunci, așa vom face cea principală cu negru, iar cea din depărtare, din spate, care nu este în centrul atenției, cu un gri mai închis decât fundalul. Folosim pensula subțire, pensula liner sau pensula pentru detalii 0x2. Adăugăm mai multă apă în culoarea pe care o folosim, mai ales dacă folosim culori mai calitative, mai groase. Trebuie să fie puțin mai lichide, mai fluide, cum vă spun de obicei, ca să oferim fluiditatea aceea și ca culoarea să curgă mai ușor de pe pensulă și să ne dea liniile acelea subțiri și lungi de care avem nevoie. Și de fiecare dată când încărcăm pensula, rotim pensula pe paleta noastră ca să revenim la vârful acela subțire pe care pensula îl are, pentru că dacă o încărcăm cu culoare, din start pensula nu va mai avea vârful subțire, exact ceea ce ne interesează, și atunci degeaba e pensula subțire dacă noi am încărcat-o cu culoare. Așa că folosim mai multă apă în compoziție, învârtim pensula de jur împrejur ca să-i revină forma vârfului, iar apoi începem și adăugăm culoare, apăsăm mai tare pe pensulă, să zic așa, mai apăsat în momentul în care începem o crenguță sau începem o linie și vrem să fie mai groasă și mai subțire, mai subțire, mai subțire, iar apoi ridicăm din ce în ce mai mult până la sfârșitul crenguței sau la sfârșitul liniei pensula de-abia să mai atingă pânza, de-abia să mai sărute pânza, cum îmi place mie să zic. După ce am terminat de făcut crenguțele pe care aceea era alarma mea. După ce am terminat de făcut câte crenguțe considerăm, bineînțeles că putem să mai adăugăm și apoi dacă avem nevoie, revenim să adăugăm puțină lumină, puțină tridimensionalitate florii centrale. Crenguței centrale, să zic așa. Și atunci adăugăm un pic de gri pe ea ca să adăugăm și puțină lumină, să aibă și puțină lumină și umbră, ca să fie mai frumoasă, zic eu, mai tridimensională, mai realistă, mai bine, că deși noi nu facem realism, suprarealism și așa mai departe, dar ca să ne apropiem cât de cât de o imagine mai compusă. Și atunci revenim la flori și florile astăzi, ca
cum v-am învățat, mie îmi place să lucrez cu cel puțin două culori și atunci avem două nuanțe de roșu și anume eu folosesc cadmium red medium și cadmium red light. Astăzi folosesc de la Liquitex, în general de la Golden, dar fiindcă Golden nu găsiți în România, cel mai ok calitativ din punctul meu de vedere sunt cele de la firma Liquitex, Heavy Body, chiar și Basic-ul și sunt foarte ok ca și calitate-preț în concepția mea, în, după părerea mea. Bun, și facem o formă simplă de trandafir, apoi adăugăm și un pic... iar am lipsit. Voi știți, sunteți obișnuiți cu mine că eu am lipsit la lecția de biologie și nu știu cum să numesc acele frunzulițe, dar înțelegeți voi ce zic aici. Ar trebui poate să mă documentez înainte să vorbesc, dar da, trecem peste. Și atunci cu cea de-a doua culoare mai aprinsă, cadmium red light, vom adăuga lumina, pentru că nu-i așa, fiecare obiect trebuie să aibă umbră lumină. Și atunci adăugăm pe petalele care sunt aproape de lumină, pe petalele, partea de sus a petalelor, adăugăm roșul mai deschis. Și dacă simțim nevoia ca să fie și mai dramatic și mai prominent și mai accentuat, adăugăm și o picătură de negru exact la baza petalelor, unde se închid, unde sunt acoperite, unde ar intra cel mai puțin lumină și atunci adăugăm acolo umbra cea mai puternică, pentru că de obicei sunt, umbra nu este doar una și atât, se scade din intensitate sau crește din intensitate cu când ne apropiem sau ne depărtăm de locul în care este cel mai ferit de lumină. Și atunci începe mai puternic și scade până ajunge în lumină. Dacă are sens ce zic eu și dacă înțelegeți ce zic eu, sper că am o logică. Dacă nu, treceți peste, skip și nu mă înjurați, bineînțeles. Și adăugăm acolo noi câteva detalii peste care puteți să săriți dacă nu vă plac chițibușurile alea, care eu nu știu niciodată cum se numesc. Astăzi folosim două pensulici mici și frumoase, una foarte subțire și anume pensula liner sau pensula pentru detalii 0x2, iar cealaltă este pensula rotundă numărul 4. Adăugăm puțină lumină și pe frunzulițe și pe codiță și trecem apoi mai departe și adăugăm ceva și florilor din spate. Bine că mă știți pe mine că eu de obicei fug de colo-colo, încep aici, termin dincolo. Voi puteți, bineînțeles, să începeți să faceți întâi florile din spate, iar apoi florile din față. Adăugăm acolo câteva forme de flori nu foarte detaliate sau chiar nu detaliate deloc, pentru că cu cât acelea vor fi mai nedetaliate, să zic așa, mai abstracte, cu atât ceea ce am făcut noi va părea mult mai lucrat și mult mai real. Și atunci adăugăm acolo câteva petale, câteva floricele, punctulețe, să arate ca niște floricele acolo în spate. Adăugăm un gri, adăugăm alb, unele un gri mai închis și tot așa. Bine că apoi o să revin asupra lor, pentru că știți că eu când înregistrez audio deja am terminat de pictat și știu prin ce gânduri am trecut atunci, ce a fost în capul meu și ce am schimbat, ce am avut în cap inițial și cum a decurs totul, așa că o să vă spun că o să folosesc predominant alb pentru spate și cu unele o să le acopăr, dar bineînțeles că asta este și scopul, să vedeți că oricum putem schimba ideea inițială, ca să zic așa. Și atunci adăugăm aceste floricele, mititele și drăguțe.
crunzulițe mai mici, mai mari, diverse forme, diverse culori, punctulețe, de ce nu, ați văzut că acolo am greșit ceva și am șters cu un copestul umedă curată. De data aceasta, dacă vrem să folosim pensula și să facem petale perfecte sau forme perfecte, de această dată nu învârtim pensula de jur împrejur pentru a-i reveni forma ascuțită, ci o încărcăm și ne ajută forma pensulei să creăm acele petale perfecte, pentru că sunt exact ca și forma pensulei. Și adăugăm câte considerăm că vrem până suntem mulțumiți. Bineînțeles că putem pur și simplu să facem doar trandafirii, bobocei și să nu avem nici și să fie de ajuns. Dar fiecare face cum consideră. Am primit comentarii și mesaje la multe dintre tablouri, că ar fi fost mai frumos dacă ar fi fost așa sau așa. Gusturile sunt diferite, tocmai de aceea eu vă dau opțiuni, dar nu rămâne bătut în cuie. Voi puteți să schimbați orice și tocmai asta vă și spun de fiecare dată, să schimbați orice, poate aveți o idee mult mai bună decât mine și bineînțeles, sunt sigură că vouă o să vă iasă mult mai bine decât mine. Așa că schimbați orice, culori, forme, adăugați sau scoateți ce vreți voi, important e să pictați și atât. Și să fiți bucuroși în timpul în care pictați și să fiți mulțumiți și mândri de voi. Ați văzut acolo, am tot adăugat frunzulițe și floricele mici, frumoase, de diferite culori, diferite forme, diferite mărimi. Și cam atâta facem până trecem mai departe la trandafiri. Voi ce mai faceți, ce mai ziceți, sunteți bine sănătoși, v-ați distrat de Paște, de 1 mai, ce ați făcut, ați fost la mare, ați mâncat mult, v-ați bronzat, aștept răspunsuri și mesaje de la voi, sper că sunteți cu toții bine, fericiți și frumoși. Și sper că într-o zi o să vină și la noi primăvara, că nu mai pot de frigul ăsta. Am răcit, bine că nu mi-a trecut niciodată răceala de când am început anul ăsta, de asta iarnă. Tot răcită sunt, tot un nas îmi curge, tot niște ochi îmi curg. Și acum trecem mai departe la cel de-al doilea trandafir și la fel cu culoarea mai închisă de roșu facem forma în marea trandafirului. Încă ceva, dacă nu aveți două nuanțe de roșu, nicio problemă, folosiți roșul pe care îl aveți și adăugați mai mult negru adăugați negru în el și îl închideți, iar apoi cu el simplu veniți și faceți lumina, adăugați punctele de lumină și faceți așa, un negru închis exact unde e umbra cea mai accentuată, unde pică cel mai puțin lumină, apoi negru cu roșu, iar apoi roșu simplu. Și numai decât ați făcut un trandafir. Ați văzut, în câteva mișcări se face trandafirul frumușel, facem și câțiva bobocei ca să nu fie să fie și început de viață acolo în tabloul nostru, să nu fie numai trandafir mare. Mi-mi place să adaug bobocei când fac flori, deoarece început de viață e așa ceva nou și pozitiv. Și nu îmi place să țin chestia aia că aolo să nu fie număr par, să fie, trebuie neapărat să fie impar. Nu. Nu îmi place lucrul ăsta, din contră îmi place să fie par de multe ori, ca să nu se simtă niciun lucru singurel, să aibă mereu cu toperică, să fie mama, tata și copii în cel mai rău caz, dar fiecare să aibă perechea lui. Da, ca și Bob Ross, să adăugăm și prieteni. Fiecare floricică are un prieten, fiecare pomișor are un prieten, nimeni nu e singură. Da, sunt
Nu mă luați în seamă, câteodată, vă știți, eu bat câmpii. Mă mai răsfăț și eu din când în când. Ce să fac? Și după ce am terminat cu florile centrale și anume trandafirii, adăugăm, exact cum ziceam mai devreme, că m-am răzgândit și am zis că e mai multă nevoie de alb. Adăugăm petalele alb. Bineînțeles că voi acum că știți, dacă vă place ideea tabloului și vreți să faceți la fel, știți exact ce să nu faceți, adică nu vă mai chinuiți să faceți prima parte cu gri, ci puteți face la început sau la sfârșit direct cu alb sau, bineînțeles, voi puteți să le faceți gri și la fel să le faceți la început sau la sfârșit. Și adăugăm acele frunze și floricele. Vedeți că nici eu nu știu exact pe unde vreau să le pun și de aia totodată mișcă ciudățel pensulica, că mă gândesc în timp ce fac, mai și gândesc, deși nu s-ar părea uneori. Nu e așa? Și unele flori pe care le punem, sau crenguțe, sau peteluțe, sau frunzulițe, cum vreți să le numiți, nu trebuie neapărat ca să aibă și codiță. Vedeți cum am făcut acolo, nu are o codiță, așa că unele au, unele n-au. Tocmai asta e și frumusețea. Este, o să știți, un tablou de impact, adică se face foarte rapid și are un super impact și puteți să-l puneți pe un hol, pe un perete mai mic. Ne semnăm, zic, și putem să ne considerăm fericiți, mulțumiți și că am terminat. Așa arată tabloul de astăzi. Stați să mă dau un pic la o parte ca să-l vedeți în toată splendoarea lui. Sper că vă place, sper că o să-l pictați și aștept cu nerăbdare tablourile pictate de voi. Sper că ați avut un Paște liniștit, sper că v-ați distrat și ați petrecut de 1 mai și sper că într-un final o să vină și la noi primăvara, că nu mai puc frigul ăsta. Vă mulțumesc din tot sufletul, cum vă mulțumesc de fiecare dată că îmi sunteți alături, că mă suportați. Thumbs up and subscribe dacă v-a făcut plăcere să mă urmăriți. Aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pup!